Ciutulești din raionul Florești păstrează o istorie frumoasă, o istorie bogată în semnificații și locuri pitorești. Dar cea mai mare valoare rămân a fi totuși oamenii. Din componența comunei fac parte satele Ciutulești, Ion Vodă, Sârbești și Mărinești. Primăria Comunei Ciutulești acționează în temeiul legii privind administrația publică locală și are în gestiunea sa 4 localități pe care le administrează în conformitate cu deciziile Consiliului Comunal. Consiliul Comunal Ciutulești este compus din 13 consilieri, câte un consilier din satul Ion Vodă și Sârbești și 11 consilieri de la Ciutulești. În prezent, administrația publică locală gestionează problemele acute ale comunității prin diferite proiecte investiționale. Pe parcursul ultimilor ani, în comuna Ciutulești au fost implementate proiecte de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii locale. În localitate a fost construit apeductul, sistemul de iluminare stradal și s-au renovat capital unele porțiuni de drum. Este dus lucru în fiecare an cu drumurile locale, datorită faptului că, conform legii, fondul rutier s-a dublat, ne-a permis ca în ultimii ani să mergem la reparația drumurilor locale în varianta asfaltică, deoarece amplasarea satelor noastre este pe colini și de fiecare dată, după ploile mari, după drumurile locale în varianta albă, sunt deteriorate. Și conform hotărârii Consiliului Local, s-a hotărât ca în fiecare an să reparăm câte o porțiune de drum, dar în varianta asfaltică, pentru a asigura exploatarea lor pe o lungă durată. La Ciutulești, localnicii dispun de un centru de sănătate model, care a fost construit cu suportul Băncii Mondiale. Acesta deservește 6 localități. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciutulești, deci este o clădire care a fost construită cu suportul Băncii Mondiale. Deci la realizarea acestui proiect, o contribuție deosebită a avut și autoritatea publică locală în frunte cu domnul primar al comunii Ciutulești, Igor Burcă. Deci fondatorul instituției noastre este Consiliul Raional Florești. Ca centru de sănătate autonom activăm din ianuarie 2013. Ca parte administrativă a centrului de sănătate Ciutulești avem un oficiu medic de familie la Cașuca și 2 oficii de sănătate, la Sârbești și la Ion Vodă. Deci, noi deservim o populație de 4.150 de persoane. Deci, baza tehnico-materială a instituției, atât a centrului de sănătate, cât și a oficiilor de sănătate, este la un nivel înalt. Instituția este aprovizionată cu toate necesitățile. Clădirea, după cum vedeți, este de tip nou, conform standardelor în vigoare. Deci, avem canalizare centralizată, avem încălzire cu gaze naturale, a noastră tot proprie. Deci avem apă, fântână construită tot de noi. Deci avem sistem de ventilare și sistem de condiționare. Atât la oficiul de sănătate din subordinea noastră, cât și la centrul de sănătate, suntem dotați cu echipament medical la un nivel înalt, cu dispozitive medicale, cu consumabile, medicamente de urgență, echipament de protecție care ne asigură o activitate bună a instituției noastre pentru a presta servicii de înaltă calitate pacienților din teritoriul de deservire. Deci, despre planurile de activitate și organigrama instituției, despre planuri de achiziție, tot este afișat transparent pe pagina web a instituției noastre. Deci, referitor la conducerea instituției, permanent elaborează și pune în acțiune niște planuri de ridicare a nivelului de servire a pacienților din sectorul nostru de deservire. Deci, permanent suntem susținuți de Consiliul Raional și de Administrația Publică Locală la luarea unor decizii importante pentru centrul nostru de sănătate. Deci, suntem mândri că activăm în echipa Centrului de Sănătate Ciutulești și permanent suntem deschiși spre colaborare, spre ridicarea profesională pentru a presta servicii de înaltă calitate pacienților conform programului unic. Centrul de sănătate este unul dotat cu tot necesarul, o farmacie, personal calificat și condiții moderne.
Dovadă este și faptul că în localitate se întorc să activeze și tineri specialiști. E foarte important ca tineri specialist să fiu angajat aici, în satul meu de Baștină, adică e o opțiune foarte plăcută și adică condițiile sunt bune. Înainte de a face studiile, eu n-am crezut că am să vin înapoi. Activez de acum 2 ani jumate, aproape 3. Da, sunt mândru că am rămas aici. În ultimii ani, la Ciutulești a fost deschis un centru modern de asistență medicală urgentă. Lucrările de renovare a sediului au costat 2,4 milioane de lei, bani oferiți de Centrul Național de Medicină Prespitalicească. Punctul de asistență medicală urgentă Ciutulești a fost deschis în anul 2018, luna februarie. Administrația publică locală ne-a oferit clădirea, care a fost renovată. Activează echipa cu felceri, 4 felceri, 4 șoferi, 4 infermieri și îngrijitoare în încăpere. Deservește o populație de 12.000 și ceva de locuitori. Satele deservite, 12 sate avem în deservirea localității. Punctul de asistență medicală urgentă este dotat cu ambulanță. De asemenea, este asigurată cu medicamente, cu aparataj medical în dotare pentru deservirea populației, pentru acordarea primului ajutor. Sunt chemări pentru deservirea populației, în jur de 7-8 chemări în 24 de ore. Punctul medical dispune de o ambulanță dotată cu echipament necesar pentru primul ajutor medical. 13 locuitori din Ciutulești și-au găsit aici un loc de muncă. A fost create 13 locuri de lucru. Suntem oameni din sat, care eu personal am crescut 2 copii și am chiar nevoie de un loc de lucru. Și ca mine suntem 13 persoane și e foarte binevenit că lucrăm la noi în Republica Moldova. Ne stărim să facem față tuturor solicitărilor și chiar un caz dovedit a fost pandemia. Ne-am stăruit să activăm, să facem față tuturor solicitărilor, să ajungem într-un timp optim, să acordăm o asistență medicală calitativă pacienților. La o solicitare din sat putem să ajungem și în 3 minute, adică depinde de satele mai îndepărtate, în 20 de minute noi ajungem la solicitare, adică intervenim cât de rapid putem. Este amplasat chiar în mijlocul razei de deservire a noastră. Până la Spitalul Florești ia undeva 20 de minute, 24 de kilometri. O foarte mare problemă, poate am ajunge mai rapid la solicitări, dar o foarte mare problemă este drumurile, care sunt de o calitate foarte proastă. Din asta motive avem solicitări, noi chiar ne deplasăm pe jos. Mergem chiar și câte 6 km pe jos, chiar au fost cazuri recente. Asta este o problemă foarte, foarte mare și chiar ați văzut și voi, drumul chiar ca și un ca sărbește, e foarte deplorabil. Am vrea o susținere și ei și ține măcar de calitatea drumurilor. În rest avem, ne stăruim, suntem chiar dotați cu medicamente toate. Aparatajul, desigur, îl avem în dotare, suntem chiar și instruiți, avem traininguri odată la 3 luni cu informare despre cazuri primul ajutor, în dependență de cazuri. Din anul 2019, localnicii dispun și de un oficiu poștal renovat și dotat cu tehnică de calcul modernă, în conformitate cu necesitățile populației și cu ultimele tendințe. Astfel, clienții pot să beneficieze de serviciile poștei, încasarea plăților, plata pensiilor, transferurile bănești, servicii poștale și eliberarea mijloacelor bănești. De când s-a deschis oficiul nou, avem lume mai multă, și care sunt trei cât pe aici, care merg spre Chișinău tot, noi îi deservim, nu refuzăm la nimeni, pentru că e venitul nostru. Stărâim să facem față lucrurilor, suntem mari și nu vrem cineva să ne probozească, să ne bată pe umăr că nu facem ceea ce trebuie. Cel mai des oamenii la noi fac achitări, lumină, telefoane, internete, pun pe conturi. La moment se deservește orice și bani de peste hotare eliberăm și bani peste hotare putem să transferăm. Facem toate operațiile care este nevoie și aici nu cunoaștem, apelăm la alții, dar pe toți. Pentru oamenii din sat,
organizat? Eu socot că da, e comod, pentru că înainte, dacă trebuie să duc poate la Florești, în raion, că să iei acolo o sumă mare de bani care îi trimite un copil, o ceva, mă, nu, noi putem noi pe loc să-i deservim, numai că nu prea trimit bani de-am. Oamenii de aici susțin că în Ciutulești există tot de ce au nevoie, iar în ultimii ani se observă că localitatea se dezvoltă. Ca locuitoarea satului Ciutulești, suntem bucuroși că se schimbă ceva înspre bine, se face iluminare, se fac drumurile, ceva se face, se face în sat, se creează condiții pentru oameni cât de cât. S-a reparat drumurile, s-a construit poșta, avem ambulanța și este la noi pe loc. Comparativ cu alte sate, se dezvoltă satul. Tot este și piață, ieși și numai bani să avem. Seara îmi place că se aprind lumina și puteți să mai ieșim în drum la tăpați, pe răcoare, stăm la vorbă. Tot îmi place. La ce înseamnă ta când duci, se adresează frumos pe nini. Dacă e rău, ca eu știu ceva, oamenii vorbesc tare frumos. Pentru noi, ca oameni în vârstă, tare e bun salvarea asta la noi. O leacă ne rău îndată, vine, te duci, care au devenit, mai vin înapoi, care nu, măcar îi duci. Iam înapoi, vin care și cum îi aduci. E ca să bolniți avem, tot e normală și de cele avem. Vizitatorii localității vor găsi la Ciutulești și monumente istorice protejate de stat și înregistrate în Registrul Monumentelor Istorice. Printre acestea este și Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. În ultima perioadă, o atenție deosebită s-a acordat și instituțiilor preșcolare din satele Sârbești și Ciutulești, unde au fost efectuate lucrări de reparație. În grădinița Andrieși din Ciutulești sunt 50 de copii care zilnic dispun de condiții adecvate, atenție și grijă din partea personalului instituției. Ne aflăm pe un teritoriu foarte frumos, bine amenajat, cu un grup de părinți amabili, săritori la nevoie, cu susținere foarte frumoasă din partea administrației publice locale în frunte cu domnul primar Burcă Igor și în spatele meu cu o echipă foarte bună, frumoasă, bine pregătită pentru nou an școlar și chiar pentru zi de zi, echipa mea cu care mă mândresc foarte mult și spun mulțumesc din toate punctele de vedere pentru susținere, pentru colaborare, pentru aportul adus spre binele copiilor noștri. Pe parcursul anului s-au făcut multe lucrări cu ajutorul domnului primar și am făcut investiții ca jocuri de teren bine amenajate. Am făcut o reparație foarte frumoasă în interiorul grădiniței și ce vă pot spune, așteptăm cu drag micii noștri prichindei să ne viziteze și să ne treacă pragul și noi la rândul nostru le putem promite tuturor că vom activa cu bine, vom avea grijă de copii, să creștem buni cetățeni ai Republicii noastre. În grădiniță activează 17 angajați, care spun că instituția întrunește normele necesare pentru activitate la nivel. Avem toate condițiile, mulțumim foarte mult apeleului, care e permanent sare în ajutor, doamna directoare, întotdeauna ne ascultă toate doleanțele noastre, suntem foarte mulțumiți de ceea ce avem. Sunt toate condițiile necesare pentru a crea lucruri frumoase, da, împreună cu copiii. Deși nu este în gestiunea primăriei, gimnaziul din localitate are parte de o atenție deosebită din partea administrației publice locale, deoarece aici își fac studiile tot copiii din localitate. Colaborarea cu administrația publică pot să o apreciez ca un parteneriat foarte constructiv și sănătos. Activez în calitate de consilier a Consiliului Comunal din anul 2007. Domnul primar este întotdeauna receptiv la problemele, la necesitățile instituției noastre. Dumnealui este prezent la toate activitățile festive care se organizează în școală, îndeoseb la careurile solemne. De fiecare dată la începutul anului școlar, dumnealui vine din partea administrației publice locale cu câte un cadou, poate numera aici calculatoare, laptopuri, mobilier, careva lucrări de interior, tehnică de uz casnic
și de fiecare dată vine și cu cadouri dulci pentru elevi la sărbătorile de anul nou, la ziua copiilor. Deci această colaborare nu este niciodată întreruptă. Dumnealui are grijă și de elevi și de colectivul pedagogic și sperăm ca pe viitor să avem o conlucrare la fel de frumoasă. Actualmente, administrația locală din Ciutulești pregătește proiecte pentru a accede la programul național Satul Moldovenesc, pentru a atrage investiții din exterior în realizarea acelor obiective unde bugetul local nu acoperă cheltuielile. Pe parcursul anilor s-au implementat din tăi proiecte în educație, în infrastructură, apeduct, iluminat, stradal, reparația drumurilor. Anii precedenți, ultimii 2 ani, s-a atras atenția la edificiul primăriei pentru ca să-l reparăm, să creăm condiții bune pentru angajații din primărie. La fel sperăm și ne punem ca scop ca să implementăm proiecte de eficiență energetică pentru grădinițe cu instalarea bateriilor solare pe parcurs în dependență de posibilitatea financiară, deoarece în ultimul an am suferit drastic cheltuieli mari pentru întreținerea grădiniței, încălzirea care este pe gaz natural și ne-au costat mult și chiar și scumpirea luminii electrice. De aceea suntem în căutare de fonduri și să ne organizăm într-așa fel ca să putem gestiona eficient aceste obiecte. Ca în fiecare localitate și la Ciutulești există probleme, cele mai actuale fiind situația demografică și lipsa locurilor de muncă. Populația din comună este mereu în căutarea locurilor de muncă. Mulți din localnicii noștri sunt angajați la Orhei, la fabrica de cablaj, activează la fabrica de păsări din Prodănești o parte, dar sunt în căutarea și a altor oportunități pentru ca să poată să activeze în țară. Sunt persoane tineri care gestionează afaceri în sat, crescători de animale, persoane care au inițiat fermă de vaci, sunt persoane care se descliviez și oamenii pe parcurs totuși au speranța ca să lucreze în țară, să lucreze în sat, să dezvolte comunitatea noastră. Cu infrastructură în dezvoltare, cu servicii utile prestate în localitate, Comuna Ciutulești are viitor. Conform datelor statistice, în teritoriul comunei locuiesc peste 3.000 de persoane.